Bună seara și un călduros pacea Domnului tuturor celor care au ales să fie astă seară cu noi pentru a asculta prezentarea pe care o fac legată de subiectul îngrijirii bolnavilor în sabat. Este o temă pe care am avut onoarea să o prezint în congresul medical, primul congres medical al adventiștilor reformiști. Însă acolo, constrâns cumva din timp, poate n-am argumentat suficient ideile prezentate și acum mi se dă ocazia ca să reiau acest subiect și să-l prezint pe larg și cu argumente, consider eu, ceva mai bogate. Înainte să de începe prezentarea, va avea o prezentare a unei cântări și uh, apoi voi prezenta subiectul pe larg. Tot acesta al îngrijirii bolnavilor în sabat pare un subiect simplu de tratat și rezolvat. Cine dintre noi, când are un bolnav în familie, nu îl îngrijește chiar și în sabat? Cine nu face chiar poate o deplasare la spital cu acest pacient, cu acest bolnav, pentru a apela la profesioniști din domeniul sănătății? Evident, nu lăsăm să sufere sau poate chiar să moară în condiții în care zicem că încă e sabat și eu nu mă mișc din casă sau din la locul de rugăciune. Ei, dacă pentru cazurile acestea din familie lucrurile par simple și chiar sunt simple, pentru înțelegerea noastră, cu totul altfel se privesc lucrurile când ești profesionist în domeniul sănătății. Fie că ești medic, fie că ești asistentă, că ești, poate, infirmier. Și cum privim noi, ceilalți, eventual, când nu mai suntem profesioniști în domeniul sănătății, cum privim un astfel de uh, profesionist când lucrează în sabat, dacă lucrează sau dacă nu lucrează, cum îl privim este un lucru pe care trebuie să discutăm și nu numai să discutăm, dar să avem argumente atât din Sfânta Scriptură cât și din mărturile Spiritului Profetic pentru a lua decizie bună. Pentru că, de fapt, sunt două extreme. Exact. Aș putea spune chiar opuse, dar tot cazul la distanță una de alta. Una în care nu există nicio dilemă pentru persoană, este clar, în ziua de sabat, nu lucrezi, nici un pic, eu îmi văd de programul religios, scurt. Nu mă duc nici la spital, nici la policlinică, nici dacă pică un om în stradă lângă mine, eu îmi văd de drum că eu trebuie să ajung la program sâmbătă. Asta ar fi o extremă. Iar dacă sunt profesionist, eu am acum ziua de odihnă și nu mă implic deloc în problemele care sunt zi de zi în viața mea și cu care îmi câștig poate și pâinea. Ei bine, Cealaltă extremă, zice, nu mă interesează. Dreptul de a, obligația de a da uh, asistență medicală unui pacient, indiferent în ce condiții ești, și știți că un profesionist, să zicem un medic, este tras la răspundere de lege în cazul că este pe stradă, indiferent în ce zi, indiferent la orice oră, și cineva uh, suferă alături de el, poate un accident grav sau poate intră chiar în stop respirator și nu îi dă asistența medicală potrivită, chiar dacă nu este de profesiune, să zicem, cardiolog, care știe să facă resuscitare sau uh, anestezist sau uh, un om care este profesionist în domeniul ăsta. Chiar dacă este medic de familie, chiar dacă este uh, ortoped, care trebuie să acționeze în măsura cunoștinților și nu este tras la răspundere dacă face poate și o manevră greșită, necunoscând în amănunt toate lucrurile care trebuie făcute. Ei, în ce parte ne aranjăm noi? În partea unde nu există nicio, nicio problemă. Eu merg și la servici, merg și nu odată pe, să zic eu, pe lună, când am o gardă. Mă duc în fiecare sabat pentru că bolnavii trebuie îngrijiți. Și eu sunt cel mai bun din secția respectivă și eu trebuie să fiu mereu prezent pentru că nimeni nu știe ca mine ceea ce trebuie știut legat de bolnavii care sunt în îngrijirea Miașa, doctorul celălalt și eu trebuie să-i dau indicații la toți. Și mai este încă ceva. Asta este o chestiune internă a persoanei. Temerea ca nu cumva, înaintea lui Dumnezeu de data asta, când va trebui să dea socoteală, nu să-i să atragă atenția sau să fie condamnat, chiar o sândit, pentru că n-a dat asistența medicală potrivită unui pacient care avea nevoie acolo de ea atunci când el era, ar fi putut să o dea în sabat. Ei, aici vreau să aduc întâi argumente și apoi iar să dezbatem aceste aspecte, să vedem ce concluzii putem trage legat de această activitate pe care uneori suntem îndemnați fie de inima noastră, fie de uh, uh, cei din jur poate chiar constrânși în anumite situații, ca să acționăm și să lucrăm în zi de sabat. Aceste concluzii pe care le voi trage și aceste gânduri care îmi vin sunt rodul unui timp îndelungat de a studia aspectul ăsta, plus practica pe care am avut-o timp îndelungat în, ca medic, începând de la cele mai de jos niveluri de medic, anume medic, să zicem, întâi student, apoi medic secundar sau rezident cum se numește acum, de două ori rezident secundar pentru că am făcut două specialități, medic specialist la policlinică, lucre, a lucrat medic de circă mai întâi, înainte de medic specialist, medic de circunscriție rurală, un număr de aproape 5 ani, apoi medic de policlinică, medic de uh, spital cu grade... Întâi specialist, apoi primar, la un moment dat, pentru o perioadă de un an și ceva, chiar director de spital, și o perioadă destul de lungă, mai mulți ani, ca șef de secție. Ei bine, chiar dacă eram într-un spital mic, am avea, era nevoie de mine în multe situații, și cu atât mai mult că era spitalul mic, și specialitățile, nu erau acoperite cu suficiente cade medicale, mă refer, la medici, în mod special. Și atunci trebuia să muncești mai mult ca să poți face față cerinților. Haideți să vedem câteva, pentru început, câteva texte din Sfânta Scriptură care se referă la ceea ce a făcut Domnul Hristos. Că el, el, este cel mai bun model pentru noi în privința modului cum putem proceda ca să tratăm corect sabatul în același timp și pacienții care sunt bolnavi, ce atitudine avem față de ei în sabat. Și într început, voi prezenta un text din Evanghelia după Matei, capitolul 12, în care ni se spune că, într-un moment dat, Domnul Hristos era acolo într-o sinagogă. Știți că Domnul Hristos, în fiecare sâmbătă, căuta să fie într-un loc unde să făceau rugăciuni și unde să efectua un serviciu religios. Fie în sinagogă, fie în Templu. De data aceasta era într-o sinagogă și acolo era un om cu o mână uscată și urmăritorii, ispititorii, viitorii acuzatori a Domnului Hristos căutau să vadă dacă îl va vindeca în ziua de sabat și erau foarte atenți să vadă ce va face. Pentru că le știa gândurile, Domnul Hristos le dă un exemplu cum ar trebui procedat în sabat și cum procedează și ei în cazul când, de exemplu, un animal cădea într-o groapă. Și a trage o concluzie. Este îngăduit a face bine în zile de sabat. După ce a făcut prezentarea, a, a, motivul pentru care el face acțiunea pe care urma să o facă, i-a spus omului să își întindă mâna bolnavă și s-a făcut sănătoasă. În alte evanghelie referitor la același subiect, spune că înainte de argumentare, Domnul Hristos, în Evanghelia după Marcu, spune, înainte de argumentare, Domnul Hristos chiar și-a rotit privire cu mânie peste ei. Adică de ce? Pentru că ei refuzau ca să acorde dreptul Domnului Hristos de a vindeca un bolnav în sabat pe motivul că ar călca sabatul și în felul ăsta ar fi, ar fi de condamnat fapta lui. Dacă mergem mai departe, următorul text din Luca, capitolul 13, versete 10 la 17, vorbește despre un alt caz. O femeie care venea sabat de sabat, la sinagogă. O femeie care era bolnavă, gârbovă, vă dați seama cum este un om, mai în vârstă, și gârbov, care nu-și poate ridica capul de, pe, de lângă genunchi, și totuși care vine la adunare, să zicem, sau la locul de rugăciune. În cazul de față era tot în sinagogă. Și Domnul Hristos, când a văzut-o, această femeie, care de ani de zile venea acolo, putea să zic că sunt bolnavă, stau acasă, cum mai zic unii în ziua de astăzi, între noi, că dacă sunt bolnav, stau acasă, dacă sunt bătrân, stau acasă, dacă nu aud bine, stau acasă, dacă nu văd bine, stau acasă. Ei, femeia asta n-a făcut așa și a fost un moment când s-a întâlnit cu Domnul Hristos acolo. Și Domnul Hristos n-a considerat că este bine să amâne vindecarea ei și a vrut să facă sabat o zi mai specială pentru ea și vindecarea ei care s-a făcut atunci, ca a vindecat-o femeia și a îndreptat spatele și a stat frumos în fața tuturor, femeia aceasta merita onoarea de a fi vindecată în sabat. Și Domnul Hristos chiar așa le spune, femeia aceasta, care este o fică lui Avram și pe care satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuie ea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Deci n-a fost o urgență a ani de zile pentru boala femeii. N-a fost poate nicio suferință cumplită de durere. Era o durere sufletească care trebuia vindecată în ziua sabatului. Era aceasta un lucru pe care Domnul Hristos l-a făcut în mod special pentru femeia aceasta care a onorat sabatul venind la locul de rugăciune mereu, mereu, și în timpul bolii și suferinței ei legat de aspectul acesta al urgenților, trebuie să ne gândim că Domnul Hristos, pentru el, de fapt, nimic nu era urgență, ca să spun așa. Vă amintiți că la un moment dat când a fost chemat Domnul Hristos pentru ca să-l vindece pe Lazar, care era bolnav de o boală gravă, surorile lui așa vedeau că boala este gravă, și a fost solicitat ca să vină repede, Domnul Hristos a amânat două zile, care, din locul unde era și a ajuns abia în a patra zi de când mortul era în mormânt deja, de când murise Lazar și a făcut un lucru mai special decât o vindecare, ci o înviere, cel mai deosebit miracol pe care l-a făcut Domnul Hristos când a înviat un om care intrase deja în putrefacție. Deci la Domnul Hristos nimica, putem spune că nu ar fi fost o urgență, așa cum și cazul acesta al femeii care are bolnavă de 18 ani și el are planul său și el acționează conform planului său așa cum este cel mai bine și uneori omul nu pricepe decât poate mai târziu ceea ce Domnul Hristos vrea să spună. Mergem mai departe și vedem că tot în sinagogă a fost un alt caz. Vă citesc din Luca capitolul 4, versetul 31 la 37 alt verset. În sinagog a venit un om interesant, care venise să tulbure acolo programul. Un om care răcnea. Un om care deranja. Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Vă dați seama când vine cineva într-o adunare și face gălăgie. Poate să mai avut o astfel de ocazie vreodată un loc unde rugăciune, unde oamenii trebuie să fie liniștiți, unde mintea trebuie să fie așa întihnă. Ce reacție poți avea în legătură cu omul acesta? Dacă îți vine să scoți afară. Dar Domnul Hristos n-a scos omul afară și a scos dracul din el. L-a certat și a zis, taci, ieși afară din omul acesta. Și dracul a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. L-a jos și după a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost impresionați de lucrul acesta. Aici a putea zice că Domnul Hristos a considerat că e urgență, că omul nu era capabil să se controleze, nu era capabil pentru că era stăpânit de un duh rău și atunci a intervenit imediat și nici cei din jur nu au avut prea multe de comentat în cazul respectiv, pentru că a văzut schimbarea la om, a văzut cum a devenit un om liniștit, cu minte, la locul lui și toți au fost impresionați nu a fost prezentat lucrul acesta celorlalți ca fiind o cauză de așa de învinuire pentru Domnul Hristos. În schimb, la femeia aceea gărbă, gărbă, dacă revenim puțin la textul anterior, vreau să vă spun că fruntașul sinagogii a făcut o mențiune înainte ca adică imediat după, după vindecare, care, în care spunea el a zis norodului, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Interesant. Femeia nu veniți special pentru Domnul Hristos. Poate nici nu știa că este acolo. Și atunci Domnul Hristos i-a mustrat și le spune iarăși același lucru cu legătură cu animale care le duce să le adapte și să le uh, hrănească, uh, cu atât mai mult această femeie era o fiică a lui Avram, merita să îi merit, se dea atenție și să poată să fie vindecată într-o zi de sărbătoare care să rămână o amintire plăcută pentru toată viața ei. Când era la sinagogă, venise ca rugăciune. Acum legat de acest uh, caz, imediat după ce domnul Hristos, cazul celălalt al lumea, al acelui îndrăcit din care a fost scos dracul, imediat după terminarea programului, Domnul Hristos merge acasă la Petru, care locuia și el în Capernaum, și acolo o găsește pe soacra lui Petru, bolnavă. De data aceasta vedem o vindecare acasă. Soacra lui Petru, bolnavă, și cei din familie, cei care erau prezenți acolo, poate ucenicii, au rugat pe Domnul Hristos să o vindice, l-au rugat pentru ea. Și el s-a plecat spre ea, avea ceva friguri, ceva o boală febrilă și imediat când Domnul Hristos s-a plecat spre ea, zice, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat și a început să le slujească. Probabil le-a pus masa, așa cum fac de obicei gazdele, femeile, când dau safir. Însă, în continuare, iarăși remarcăm un lucru. După a Soarelui, următorul text din Luca 4, la 44, textele sunt în continuare, la casa lui Simon a venit o mulțime de oameni care și-au adus bolnavi ca să fie vindecați. Oamenii aceia nu au venit în sabat. Acum, să știți, aparent, pentru Domnul Hristos nu era o oboseală deosebită să spună un cuvânt pentru cineva și să fie vindecat. Vindecarea era instantanei. Pentru oameni lucrurile sunt puțin altfel, sau ceva mult mai mult altfel. Trebuie o muncă specială făcută, poate o consultație, poate niște tratamente speciale, fie că sunt de tip natural, fie că sunt aplicarea unor tratamente medicamentoase, ca perfuzii, ca injecții, ca pastile. Umbli, cauți, iarăși urmărești, pui la niște aparate pacientul ca să vezi ce diagnostic corect are, ca să-i dai și tratamentul potrivit. Mai mult efort ceea ce la Domnul Hristos nu era. Dar interesant este faptul că Domnul Hristos n-a vindecat niciodată mulțimi concomitent. Adică să se, se strângă mulțimea pe un stadion și toți bolnavii să vindică. Nu așa ceva n-a făcut. La fiecare trebuia să vorbească personal cu el. Fiecăruia îi spunea ce are de făcut și își punea mâinile peste el și era vindecat. Asta înseamnă că cerea timp. Nu se putea face într-o secundă, într-un minut toate vindecările pentru o mulțime de oameni. Și atunci Domnul Hristos în noaptea aceea, după a Sfințitul Soarelui, a stat cu toți bolnavii care au fost aduși din Capernaum, poate și din împrejurimi, până spre răsăritul zorilor, spune aici când se crăpa de ziua, a reușit Domnul Hristos să termine de consultat și de vindecat pacienții care s-au prezentat în acea noapte la el. Și ce vreau să spun, că a fost o zi și o noapte obositoare pentru el. Pentru că era în corp omenesc, limitat de puterile corpului omenesc, avea și el poate dorința să doarmă, avea și el poate dorința ca să se odihnească puțin, dar pentru că pacienții tot veneau și veneau și veneau și veneau, el nu i-a refuzat dacă vă căutați în Sfânta Scriptură, n-a refuzat niciodată o cerere de vindecare. Nu mai spun. Nici în sabat, nici în altă zi. Într-un singur caz, erau o femeie care s-a rugat pentru fetița ei bolnavă, parcă puțin s-a a, -a reținut. Era o femeie cananeancă, păgână, care au zis de Domnul Hristos și s-a rugat pentru ea. Puțin s-a reținut cumva ca să scoate de fapt în evidență credința ei, nu pentru ca să-i ca să producă suferință pentru ca să vadă ucenicii că există credință chiar și la păgâni, nu numai la evrei. Dar acum, în această noapte, a doua zi după ce a trecut această noapte, iarăși l-au căutat oamenii. Nu știu dacă bolnavi sau nu, destul că vreau să stai lângă el. Și Domnul Hristos să rămână în acele locuri, să nu plece prin altă parte. Să fie al lor, doar al lor. Și Domnul Hristos, de data aceasta, îi refuză. Nu în sensul că refuză un bolnav anume concret, ci refuză ca să mai rămână acolo, spunând, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și în alte cetăți. Asta înseamnă că un om este limitat de timp, de spațiu, de puterile lui pe care le are și dacă este nevoie și în alte părți, poate unde sunt solicitările mai mari, durerile mai mari, trebuie să meargă și acolo. Și atunci trebuie să lase pe unii Poate un loc unde și-a făcut deja, zic eu, clienți cum se spune, unde așa a făcut pacienți care îl cunoaște lumea, este apreciat, onorat, să ducă în alt loc, să înceapă iarăși de la capăt, ca să facă acea, acea misiune de vindecare de trup și de suflet, așa cum Domnul Hristos a făcut-o. Și așa că unii pacienți au fost lăsați pentru ca să fie luați în primire alții și alții și alții. Deci am văzut în sinagogă, am văzut acasă, la casa lui Petru, ce s-a întâmplat legat de vindecări. Și acum un alt caz, tot din Sfânta Scriptură, care este raportat în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la versetele 1 la 16. Este cazul vindecării unui pacient sau bolnav care stătea într-un spital, hai să zicem, un fel de spital primitiv, așa cum era lângă o un scaldătoare unde se bănuia că există niște ape care puteau da vindecare în anumite momente, le-au adunat să o mulțime de bolnavi și chiar să făcuse pentru ei, poate un om cu inimă, s-a gândit să pună niște acoperișuri acolo și au ca niște pridvoare, cu acoperiș, nu-i bată căldura soarelui, să poată să stea acei bolnavi care așteptau mișcarea apei când apa devenea cu, cu avea proprietăți vindecătoare și se spunea că un înger ar fi mișcat apea și primul care sărea în apă, ar fi fost vindecat. Nu știu dacă lucrurile acestea sunt chiar doar o credință populară sau adevărate, pare să că erau doar o credință populară, pentru că dacă erau chiar așa, nu la concurență să dă vindecarea din partea lui Dumnezeu și, evident, nu era chiar conform planului pe care Domnul Hristos îl are legat de modul de producere a vindecărilor. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum, ci despre faptul că Domnul Hristos trecea pe acolo unde mergea el, către templu. Era în Ierusalim asta. Și a trecut pe lângă acest lazaret, spital, să zicem. Și acolo a văzut un caz cu totul aparte, un bolnav care avea, era deja paralizat, o log în imposibilitate de a se deplasa de 38 de ani. O durată lungă, o suferință lungă. Și venise acolo adus de prieteni, dar prietenii nu puteau să stea lângă el ca să-l arunce în apă la momentul potrivit. Și așa a rămas singur, Și pierduse orice nădejde. Și atunci Domnul Hristos, văzând acest caz disperat, a venit lângă el, l-a întrebat dacă vrea să fie vindecat. Omul nici n-a răspuns așa scurt, da sau nu. Și spunea că nu are nicio speranță pentru că își pierduse nădejdea, nu avea cine să-l ajute în privința asta. Și atunci Domnul Hristos l-a vindecat. Interesant că după aceea Domnul Hristos, el nu l-a cunoscut pe Domnul Hristos, n-a cine este și cine a, făcut, cine a făcut această vindecare. Domnul a plecat la templu, dar omul n-a plecat acasă ca să salute familia, să spună cu bucurie la familie, uite ce s-a rezolvat problema mea, gata, am scăpat. Și s-a dus întâi să mulțumească Dumnezeu. El recunoștea că Dumnezeu a făcut vindecarea și trimisese pe cineva un sol la lui ca să-l vindece. Și acolo a avut ocazia fericită să-l vadă pe vindicătorul său, pe Domnul Hristos. Sigur, Domnul Hristos îi mai dă ceva sfaturi legat de ceea ce avea să facă în viitor. Era o zi de sabat când făcuse Domnul această vindecare și alesese că nu putea suporta să vadă, n-a mai putut să suporte acest chin de, de perioadă lungă și care își pierduse orice nădejde în orice cine pe fața pământului că ar putea să-i dea vindecare și aștepta acolo, de fapt, nu mai aștepta să vinde, ci ce aștepta să moară. Acum revin. În ziua sabatului, în sinagogă a fost, o dată, altă dată, acasă la soacra lui Petru, care a fost vindecați mulți bolnavi acolo, în afară de soacră. Mai departe, vedem aici întrecerea către templu. Domnul Hristos căuta să fie la sinagogă sau în templu atunci când era sabat, dar nu putea să rabde suferința la vreun pacient, la vreun bolnav, atunci când o vedea și întrecea parcă orice măsură. Și atunci el a vrut să facă aceste ventechiări chiar în sfabat, în ciuda acuzațiilor care puteau să-i se aducă și care la un moment dat i-au uh, uh, poate determinat sau au influențat mult în direcția hotărârii de a fi ucis. Uh, Aș vrea să spun că nu doar doar uh, Sfânta Scriptură vorbește despre aceste îngrijiri de bolnav sau tratamente sau vindecări în sabat. Deci se vorbește și în mărturile Spiritului Profetic. Și aș vrea să iau câteva citate, să le prezint în fața dumneavoastră, să vedeți cum explică, prin spiritul influențat de Spiritul Profetic, profeta noastră pe care o considerăm a fi ca profetă inspirată de Dumnezeu, Sora White. Avem textele luate din câteva, sunt multe texte referitoare la acest subiect, dar am ales câteva, doar câteva texte și cu subliniere necesare, în așa fel încât să scoatem în evidență ideile care ne interesează pe noi. Cum vom proceda noi, ca profesioniști în domeniul sănătății, legat de ziua de sabat. Cum am spus mai înainte, când e vorba de o rudă de-a noastră, nu trezem. Dacă un frate de-al nostru iarăși într-o situație de felul ăsta și avem posibilitatea să ajutăm, noi sărim în ajutor. Fie că se întâmplă la adunare să fie un caz acut, să se întâmple acolo la locul de rugăciune, la casa de rugăciune, fie că este acasă, fie că este pe stradă, chiar și la un caz de străin, nu neglijăm și să trecem mai departe, așa cum au trecut, știți, preotul de vitul pe lângă acel bolnav și a trebuit să fie ajutat de un păgân, bolnavul acela care fusese bătut de tâlhari. Sau este din pilda Samaritanului Milos spusă de Domnul Hristos. Avem un prim text de Hristos Lumina Lumii. Hristos Lumina Lumii este o carte definitoare pentru ceea ce credem noi legat de Sfânta Scriptură și de ceea ce, trebuie să facem nu numai în sabat, dar și în celelalte zile și evident și sabatul este aici prezentat pe larg cam cum ar trebui sărbat. Și ni se spune Într-un prim text, din Hristos Lumina Lumii, că legea oprește lucrările pământești în ziua Domnului. Munca pentru câștigarea hranei trebuie să înceteze. Nici o osteneală pentru plăcere sau profit lumesc nu este îngăduită în această zi. Acum revenim la profesionistul pentru sabat, care lucrează, în, să zicem, ca medic sau alt profesionist din domeniul sănătății în sabat. Știți, medicii nu cred că ajung să lucreze doar pentru hrană în ziua de sabat, pentru că are câștig suficient de celelalte zile și poate să-și acopere și ziua de sabat în așa fel încât să nu lucreze și să nu câștige nimic bănesc și să aibă suficienți bani. Chiar și în momentele poate dificile pentru el sau pentru alții de război, de situații, medicul este căutat îmi spuneau unii că și în închisori medicul este onorat de colegii lui de închisoare, indiferent de ce motiv a ajuns el acolo, dacă el este dispus ca să-i ajute în necazurile lor, că sunt bolnavi și în închisori, așa cum sunt și chiar poate între gardieni și între personalul care lucrează în închisoare, sunt bolnavi. La fel și în alte zone și alte servicii unde există un medic sau într-un anumite centri unde există un medic, el nu trebuie să lucreze pentru ca să-și câștige hrana și în sabat. El nu pentru asta lucrează în sabat. Are cu totul alte motive dacă lucrează în, altă, Și o să vedem ce motive ar putea să determine un medic chiar temător de Dumnezeu ca să lucreze în sabat. Avem un alt text, următorul, tot din Hristos Lumina Lumii, tot în același capitol, Beteza și Sinedru, care spune acela, în continuare la textele din precedente, acela care neglijează să ajute în sabat pe suferinți nu va fi socotit fără vină. Și am scos în evidență lucrul acesta. am subliniat. Dumnezeu nu dorește ca făpturile lui să sufere nici măcar o oră, fie în sabat, fie în altă zi, dacă acea suferință poate să fie îndepărtată. Adică nu e vorba doar de urgență care necesită salvare de moarte sau prevenirea morții. Nu numai la asta. Deci mare infart. Pacientul ăsta are șanse să moară în scurt timp dacă nu îi se acordă asistența medicală potrivită. Sau o embolie. Sau un stop respirator. Nu. Sunt însă cazuri când bolnavul suferă. Fiecare care o durere. Hai să spunem o durere de masea. Știm că în general nu se moare într-o zi de durere de masea. Dar nici suferința nu e tare ușoară când te doare masarea tare și n-ai măcar un calmant să ei. Sau cu atât mai mult, dacă poate să ai nevoie și de antibiotic, este o infecție, cu atât mai mult. Ei, atunci, în această situație, evident că Dumnezeu, Domnul Hristos, ne condamnă, zice, nu va fi socotit fără vină un astfel, un astfel de om. atunci, având această idee în minte, încep să mă îndoiesc dacă cumva, atunci când eu refuz asistența medicală cuiva pe motivul că eu servesc sabatul și nu dau asistență medicală, nu cad în această osândă, nu din partea autorităților, care mă pot da afară din servici sau mă pot sancționa, poate bănește, nu din partea lor, ci din punct de vedere al osândei pe care Dumnezeu mi-o rostește împotriva mea. Oare nu cumva greșesc atunci? o să reluăm aceste texte pe scurt, când vă prezenta ideile principale la sfârșit. Deci, să mă gândesc și în acest aspect. Mai departe, un alt text. De data aceasta sunt următoarele texte din, din cartea Medical Ministry, sau Slujirea Medicală, este tradusă și în limba română. Sunt mai multe texte în această carte dar mai multe le am ales din uh, capitolul Medicul păstrător al Sabatului. Ni se spune aici într-un prim text, întotdeauna vor fi lucrări ce va trebui să fie făcute în Sabbat pentru ușurarea omenirii suferinde. Deci, întotdeauna. Și pe vremea Domnului Hristos, și mai târziu și în vremea noastră. Cuvântul întotdeauna se referă la orice timp, nu numai Într-un anumit moment când este o calamitate, să zicem, om cu cutremur de pământ, cu mulți nenorociți, morți și răniți. Sau, știu, în caz de altă calamitate sau chiar și un război în care oamenii sunt loviți poate de bombi chiar în casele lor și poate trebuie să-i ajuți. Nu. E vorba de uh, întotdeauna. Dar există pe altă parte, de să spunem, în încheierea acestui text, există pericolul de a cădea în neglijență în acest punct și de a face ceea ce nu este neapărat necesar în zi de sabat. Asta înseamnă că și profesionistul are niște restricții în ziua de sabat, chiar dacă el este sabatist și este sabatist și înțelege că trebuie să ajute bolnavi, trebuie să înțeleagă că și el trebuie să respecte sabatul. Acum, haideți să o luăm și altfel. Toți oamenii au nevoie și de odihnă. Indiferent că sunt ei tineri sau bătrâni, care sunt rezistenți, sănătoși sau sunt mai bolnavi. Toți trebuie să se odihnească. Ai putea spune unui om să lucreze non-stop? Ai putea cere așa ceva de la un om? Știu că făceam găzi, când eram la spital de acestea mari, în timpul când eram secundar. E echivalentul la rezident acum. Și erau spitale, spitalul de urgență Floreasca în București, unde erau foarte grele. Erau câte 20 de oameni uneori în camera de gardă și alergai de la unul la altul să vezi ce are și ca să vezi unde îl în pe ce secție, unde, se meargă, dar are mare sau ce trebuie să faci atunci în urgență. Imediat acolo jos la camera de urgență. 20 de oameni, nu exagerez. Și era însă un program mai organizat decât în alte părți, în sensul că eram trei medici de gardă. Unul era pe secție, deci nu ne chema de la camera de gardă ca să mergi pe secție, la medicală făceam atunci garda, secția internă. Altul era jos la triaj și altul era să odihnea. Patru ore pe secție, patru ore la triaj, patru ore se odihnea. Când erau așa de mulți, mai chemai și pe cel care se odihnea, care era în timpul de odihnă și îl chemai și te ajuta. Uneori nu puteai face față, era cumplit. Dar tot erau era organizat și atunci aveai măcar poate o jumătate de oră, o oră sau două când te puteai odihni cât de cât. Și era un mare beneficiu. Dar în alte spitale, cum a fost la Fundeni, eram rezident, era prima linie. Medicul primar sau specialistul era a doua linie și stătea în camera de gardă și când îl solicitam, răspundea. Cu tare sau cu tare, ne sfătuia sau vedea și el pacientul dacă era cazul, unui caz grav. Dar așa era programul organizat, în sensul că după amiază, când garda începea de la amiază, după amiază erau consultările interclinici. Și vedeam toți bolnavii care trebuia să fie operați, din punct de vedere al cardiologiei, la a doua zi, fie de la urologie, fie de la chirurgie generală, ca toți bolnavii trebuiau să fie văzuți. Sau poate care mai aveau anumite proceduri de făcut, erau trebuia văzut și de cardiolog, atunci trebuiau văzuți, nu avea ecograf pe vremea aceea, acolo era mai scurtă consultația, dar era mai nesigură, evident. Dar făceam electrocardiograma și consultam bolnavul, Îl interogam, stăteam de vorbă cu el ca să vedem ce are și ca să putea calcula riscul și să poată vedea. Poate face o operație respectivă sau e operație care, dacă nu e chiar necesară, să renunțe la ea sau să o amâne. Și aveam, vedeam așa, în jur de 20-30 de pacienți, pentru că apoi să mergem pe secție să vedem dacă nu mai este vreun caz deosebit și ziceam că mergem la odihnă. Dar odihna nu știu cum era, pentru că parcă din sfert în sfert de oră ne chema asistenta la un caz pe etajul 2, pe, pe etajul 6, pe etajul 7, pe etajul... La 6 nu prea mergeam, la 6 era pacienții de foarte grave, acei cu infarcte, dar care se ocupa în general medicul primar, a linia a doua. Numai că noi de multe ori asistenta nu îndrăznea să-l cheme pe medicul primar și ne chema tot pe noi. Și doar abia dacă noi consideram că trebuie văzut și de medicul senior, atunci îl chema și pe el. Și ba pe etajul 4, ba pe etajul 5. Dacă prindeam o oră de somn, vă dați seama ce era a doua zi, a doua zi trebuia să pregătim raportul de gardă dimineața care începea la 8, să pregăteam și prezentam cazurile, noi internate și cazurile grave care erau pe secție și apoi începeam din nou serviciu. Nu mergeam la culcare, eram turmentat pur și simplu. Când ajungeam la amiază, următoarea zi acasă, nu știu dacă mai puteam, nici mâncare nu mai venea să mai mănânc, numai să mă culc cât de repede posibil. Cam așa era. Evident, nu se poate cere la un om să facă peste măsură. Să cere, să face, să ești disponibil, ești tânăr, faci, dar nu reziști. Dar de sabat, de odihna de sabat, ce credeți? Au nevoie și medicii? Am putea spune, au nevoie, dar nu prea au voie. Pentru că toți oamenii zic, eu sunt mai important pacientul, consideră că suferința lui este foarte gravă și importantă. Vă spun că n-am închis niciodată telefonul, decât l-am dat pe vibrator în momentul când nu trebuia să deranjez la o ședință sau la, de când am telefon mobil. Telefonul fix, nici acela nu l-am închis, numai că nu eram în cameră totdeauna. Și răspundeam chemărilor. Nu cred că mi-am scurtat tare viața cu treaba asta, dar sigur nu a fost tare comod când noaptea te scoală și te cheamă colo-colo sau îți cere sfatul pur și simplu pentru că el simte o durere sau o suferință. Fie că e un cunoscut, fie că este un pacient mai vechi sau mai nou, fie că este un frate de credință. N-am putut să refuz pe nimeni pentru că simțeam că el știe care are nevoie de mine și e dependent cum sunt într pentru câteva de mine. Și atunci și eu mă simțeam obligat. Dar nu este plăcut. Ai nevoie și de odihna de sabat. Ai nevoie pur și simplu, ai nevoie de odihna de sabat. Și odihna aceasta nu înseamnă numai odihna că mă tem cumva, să nu fiu pedepsit de Dumnezeu că am călcat cu tare sau cu tare uh, lege ci pur și simplu că am nevoie și de tihna aceea de sabat pe care ți-o dă sabat în mod special. Tihna aceea fără grija lucrului, fără grija uh, a ce se întâmplă în jur sau alergarea pentru anumite alte probleme pe care le întâmplă în omul în viața de zi cu zi. Am nevoie și eu de aceea. Am nevoie și oricare din profesioniștii din domeniul sănătății. Și de aceea, pentru această tihnă pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca binecuvântare nu ca o zi de restricție, ci ca o zi de bucurie pe care să o așteptăm cu drag. Pentru aceasta și pacienților mei le aduc la cunoștință când pot, că dacă se poate, ca să mă cruțe și pe mine, să mă cruțe, dacă nu, sunt disponibil să răspund chemărilor lor. Ei, de aceea, următorul text spune că știm că de solicitante sunt datoriile medicului, acela care a știut, a avut fiecare fiecare rude, fiecare poate cunoștințe care au l-a văzut cum se apelează la dâns și în orice moment când este la o dignă, fie că este pe pârtea de schi, am răspuns, fie că sunt pe undeva, să zic eu, la un congres, n-am răspuns imediat, răspund printr-un mesaj și caut cumva să se rezolv problema sau dacă nu, răspuns imediat în pauza următoare. Deci știind cât de solicitante sunt datoriile medicului și cât de puține ocazii au medicii de a se elibera de griji chiar și în timpul sabatului, chiar și atunci când sunt uneori cazuri grave, am avut apăsări. Ce-o fi cu el? Și mergeam, cum se termina programul, mergeam să văd ce mai face pacientul ăla la spital. Și știind aceste griji, mulți nu vor alege această slujbă ca meserie de o viață. Într-adevăr, e un motiv serios de gândire pentru cineva care își alege slujba să fie medic, mai ales când are responsabilități și simte aceste responsabilități ca pas asupra lui. Dar în momentul când totuși își face slujba cu conștiinciozitate și este apreciat atât de pacienți cât și de uh, frații de credință, atunci deja are satisfacție și știe că este în același timp apreciat și de Dumnezeu. Mai departe, următorul text zice că Mântuitorul ne-a arătat prin exemplu său că este drept alina pe cei suferinți în această zi. Dar iarăși, Aspectul celălalt, chiar aici, în această propoziție, în această frază, dar medicii și asistenții nu ar trebui să facă nicio muncă nenecesară. Care e munca nenecesară? Și aici spune tratamente obișnuite și operații care pot aștepta. Ar trebui amânate până în ziua următoare. Pacienții să știe că medicii trebuie să aibă o zi de odihnă. Cum am zis? Nu ca o restricție pentru ei și pentru mine, dar pentru ca să gândească și ei că și noi suntem oameni cu puteri limitate. Chiar dacă este vorba de o călătorie, se poate permite. Dar, dar să nu călătorească în sabat, următorul text spune așa, decât atunci când este de alinat o suferință reală. Și atunci nu e o pângerire a sabat. Și acest pericol există totdeauna pentru cei care trebuie să lucreze în sabat, ca medici sau ca asistenți medical ca lucrători medicali. Următorul test spune cei care din anumite motive sunt obligați să lucreze în sabat sunt totdeauna în pericol. Lucrând de nevoie, cad în obiceiul de a face în sabat și lucruri nenecesare. Și atunci trebuie să avem în minte clar și acest lucru, că există acest pericol și trebuie să ne ferim. Sigur, ne rugăm, este nevoie de la o operație, la un caz dificil, ca să înțelegi. Diagnosticul, ca să poți ști care tratament se potrivește cel mai bine, ca să poți să te apropii de bolnav și să poată să accepte acel tratament. Este nevoie uneori, nu uneori, totdeauna, este nevoie de rugăciune și uneori de rugăciune așa stăruitoare. Te rogi acolo și e bine că te rogi acolo, cu el, lângă el. Dar ce, textul următor zice. Dar ori de câte ori este posibil, merge acolo unde este obiceiul să se rugăciuni. Deci, acesta este un lucru iarăși foarte, foarte important. Și Domnul Hristos, vedeți că mergea în sinagogă. Era obiceiul lui să meargă în sinagogă în sabat. Făcea vindecări și acolo. Trata bolnavii, le dădea atenție cuvenită. Dar mergea în sinagogă cât este posibil. Căci deci unde, în alt loc decât în casa de rugăciuni, se fac cele mai multe rugăciuni. Unde decât în casa de rugăciuni te poți simți liberat de apăsările care vin asupra ta când te gândești la pacienții dificili, la care încă nu știi foarte bine diagnosticul sau la care nu știi cum să-i tratezi ca să poată fi mai bine pentru ei. Mai departe, în context că dacă totuși se face lucrul acesta în sabat, atunci, zice, banii pentru asemenea muncă ar trebui puși în tezaurul Domnului. Adică nu ar trebui să aparțină doctorului. De ce? Ca să fie folosiți pentru sarmanii vrednici de a fi ajutați, deci pentru ca ajutoare pentru cei care trebuie ajutați și au nevoie de grijiri medicale. Acum aș vrea să revin la anumite subiecte de meditații care decurg din aceste lucruri. Vreau să reacționăm ceva legat de anumite gânduri. Parcă lucrurile par simple atunci când în saba, adică în comunitatea în care lucrăm, sunt lucrători care sunt de alte religii și respectă alte zile de odihnă. Nu? Și atunci, zice, cu mare drag vă ajut ca eu să fac, să am liber sâmbăta și voi să aveți liber duminica sau în altă zi, da, duminica de obicei, aici e problema a noi. Și cu mare drag. Da fac eu trei duminici pe lună, patru duminici pe lună, dar lăsați-mi sabatele libere. Deci e un fel de a acționa și ca să poți convinge pe cei care poate au și ei anumite, să zic eu, înclinări religioase și care doresc să participe la programele lor, la bisericile lor în care aparțin în ziua de duminică, să aibă ziua de duminică liberă să poată să participe acolo în niște dar acolo unde sunt sabatiști toți. Adică este o un, un, unitate medicală care aparține, de obicei e vorba de spital, că știm că unitățile ambulatorii au liber anumite zile pe săptămână, una sau chiar două, iar spitalul care asigură și urgențele sau îngrijește de bolnavi care stau acolo tot timpul, ca dacă nu sunt cu urgențe, acolo primiți bolnavi, spre, spre exemplu, un spital de boli paliativi. Nu intră de la spitalul de boli paliative și trebuie să vină numai decât și în zilele de sâmbătă și duminică. Dar pacienții care sunt în spital trebuie îngrijit. Fie că îi faci uh, un tratament oarecare de calmare, o perfuzie ca să îl hidratezi, că nu mai poate mânca, fie că faci un tratament oarecare de tip naturist, fie că îi faci o mâncare, un ceai, un ceva care are nevoie în momentul respectiv. Poate are o tulburare digestivă și are nevoie de schimbarea unui tratament. Intervine medicul cu indicații, intervine asistentul ca să facă, aplice direct tratamentul. Poate trebuie schimbat tânjeria, poate trebuie spălat bol pacientul. Și atunci intervine și intervine fermierul. Așa, unde toți sunt sabatiști, care e atitudinea corectă? Cam cum gândiți? În lumina cunoștințelor pe care le-ați primit. Acum poate le aveați și dinainte, din Sfânta Scriptură și din Mărturiei Spiritului Profetic. E corect sau nu e corect? Ca și eu să dau posibilitatea într-un sabat să fie și alții liberi și eu să fiu acolo? S-ar putea, în cazul acesta, dacă mă duc acolo, eu să fac acolo chiar ca un fel de casă de rugăciune, acel spital. Pentru că eu voi vorbi despre vindecările Domnului Hristos. Eu voi fi în stare să aduc bucuria și speranța vindecării prin puterea lui Dumnezeu. Și nu numai atât, chiar și speranța învierii unui pacient care este bun și care nu mai trage nădejde, să mai poate și nu mai trăiește decât, poate câteva ore sau câteva zile. Nu aș putea face așa și ar fi condamnabil, condamnabil lucrul acesta. Mai este un aspect legat de contravizită. Noi știm, cel puțin în bisericile noastre, obișnuiau și mai ales în bisericile mari, când cineva dintre frații noștri era bolnav, era vizitat. Și când, în mod special, sâmbătă după amiaza. Erau mai liberi atunci și era și oră de vizită la spital, după amiaza, am aproape toate spitale, este sâmbătă și duminica oră de vizită, se poate vizita pacienți. Păi încă vizita, vizita erau de multe ori tineri care mergeau ca un grup și mai cântau o cântare unor bolnavi grav la secția de oncologie sau în alte spitale cu bolnavi grav bolnavi în situații grele. Și pacienții se bucurau și îi spuneau să mai vină și altă dată. Pentru aceasta nu era niciun motiv de condamnare, evident, din partea unei păzitor al sabatului. Dar dacă profesionistul din domeniul sănătății merge la o contravizită în ziua de sabat, este de condamnat, el poate da o indicație acolo, o indicație care chiar folositoare din punct de vedere medical. Schimbăm aici tratamentul, nu mai merge aici. Asta trebuie schimbat cu altceva. S-a apărut o situație nouă. Trebuie acționat în felul următor. Este nevoie de o intervenție specială pentru bolnavul ăsta. A apărut, a apărut un infarct, să zicem, la un pacient care intra, se internase cu angină și parcă mergea bine și deodată apare infarctul. Necesar o schimbare. Trebuie transferată în alte secție, Acum, repede, urgent. Trebuie faci niște documente, trebuie să scrii niște hârtii ca să poată să plece cu toate lucrurile clare și să ajungă la timp și să poată fi tratat la timp cu cel mai eficient tratament existent la ora actuală în domeniul respectiv. Deci, meditați la acest aspect. Am mai spus că Domnul Hristos n-a refuzat niciodată vreun bolnav care a cerut ajutor. Cu atât mai mult nu a refuzat motivând că e sabat și nu poate să, să facă o vindecare sau să, îngri, să ușureze suferința. Deci, lucrul acesta trebuie să-l luăm și noi în considerare. Acum eu lucrez la Eden. Edenul este o clinică care aparține Bisericii noastre. Aproape toți salariații noștri de acolo, cât și voluntarii care lucrează acolo, sunt sabatiști, păzitorii sabatului fie că sunt adventiști de ziua șaptea, fie că sunt din mișcarea de reformă, toți respectă sabatul. Cum credeți noastră că se produce acolo? Plecăm cu toți acasă și lăsăm pacienții singuri? Sau stăm cu toți în sala de adunare, nu ne mișcăm de acolo? Avem un program organizat prin rotație, inclusiv la bucătărie și inclusiv ca un asistent de gardă să fie atent ce se întâmplă pe secție iar medicul care este acolo, prezent, este în sala de adunare, în rugăciune, dar va răspunde imediat cererii când asistentul solicită sau pacientul solicită ajutor. Chiar dacă, zicem, își dă seama că nu e o urgență medicală, e o doar o suferință așa care poate să fie amânată. Nu. Pacientul trebuie tratat și suferința lui cât de mai mult posibil ușurată și scurtată. Și în final, ar vrea să tragem niște concluzii și niște recomandări pentru toți profesioniștii din domeniul sănătății care sunt sabatiști. Căutați să cunoașteți personal voi al Dumnezeu legat de acest subiect. Nu luați în ușor că nu mă duc niciodată, eu sunt clar și hotărât în privința asta, indiferent cu ce risc. Pentru că s-ar putea să supărați pe Dumnezeu. Nu zic că poate supărați și pe oameni, sau poate dați o impresie greșită celor care vă cunosc și care zic, uite, ăsta e slujitorul de Dumnezeu și parcă nu acționează conform învățăturilor Noului Testament. Deci, căutați să cunoașteți personal și să vă formați o convingere corectă în privința aceasta. Și acționați și în temerea de a nu respecta sabatul, dar și în temerea de a nu cumva să supărați pe Dumnezeu că nu acordați asistența medicală în sabat. În lumina cunoștinței primite, urma studiului pe care îl faceți cu seriozitate, nu vă călcați conștiința atunci când aveți. Mergeți înainte pe calea cea bună. Dar dacă aveți argumente sau să vi se prezintă argumente că trebuie schimbat ceva, nu rămâneți rigizi. Schimbați-vă. Sfătuiți-vă unii cu alții. Ajutați-vă unii cu alții. Ajutați-vă unii pe alții. Și nu vă judecați unii pe alții. Sunt lucruri foarte importante. Pentru că Dumnezeu este cel care cunoaște simțămintele inimii, motivele acțiunilor noastre și atunci cele singuri care are dreptul să judece. Fie că suntem din acei care suntem mai strict legat de sabat. Fie că suntem de la cei care suntem ceva mai cu vederi mai largi în privința aceasta și acționăm în alt fel. Poate și căutăm să uh, ușurăm suferința pacientului în bolnav, chiar și în sabat, prin lipsie, lipsa noastră de la casa de rugăciune. Uh, vreau să spun că am lucrat, am spus, în toate la toate nivelurile de uh, uh, asistență medicală, ca medic, în uh, toate, privi, în toate uh, zonele. Și la circumscripție, acolo am avut sabatul liber, deși în general era duminica liber. Așa era programul în toate circumscripțiile, duminica era zi liberă. Interesant însă, mie mi s-a acordat acest drept când am cerut și am insistat asupra lui am dreptul la o zi de odihnă. Voi veni în ziua de duminică la servici și am fost conștiincios în privința asta. Cei care mă cunosc știu lucrul ăsta. Dacă mai sunt chiar poate și dintre asistenții care au fost asistenții mei în circunscriție medicale de la fundul Moldovei și de la Moldova Sulița, unde am lucrat un an la fundul Moldovei și aproape patru ani de la Moldova Sulița. Așa. Dar dacă cumva rămâneam, de obicei plecam acasă în ziua de sabată adică de vineri plecam și veneam sâmbătă seara sau duminică dimineață, înapoi. Dar dacă rămâneam cumva și pe sâmbăta și era un apel care se făcea, răspundeam apelului la pacientul respectiv, dar m-au organizat în același timp asistența medicală acolo, în așa fel încât permanent să fie un cadru medical în dispensar, ceea ce nu se întâmplă în alte circunscripții. Era pe vremea comunismului, organizarea era destul de rigidă, dar nu era așa ceva. Și interesant, la țară nu se puteau face chemări la salvare, la serviciu de ambulanță, decât prin cadre medicale. Îl căuta pe cadrul medical acasă și răspundea uh, salvarea și venea ambulanța ca să uh, da, rezolve cazul. Restul, medicul sau asistentul medical, altfel nu se putea. Am organizat ca să fie permanent în dispensar un cadru medical, îi dădeam o altă zi liberă în afară de ziua de duminică, așa, sau dacă era duminica, îi dădeam o alte două zile libere în săptămână, în așa fel încât să poată să fie permanent și în ziua, în orice zi, și noaptea. Organizam ture de noapte, măcar că nu era ca la spital, acolo prezența, ea putea să poate să doarmă destul de mult, ca să fie asistența medicală cât mai perfectă. Dar dacă era necesar, eu însumi răspundeam și dacă eram acolo. Dar dacă nu, răspundeam la telefon ca să dau o indicație asistentului legat de un caz care se putea întâmpla. Altă situație, în momentul când am fost în policlinică, policlinice nu lucrau duminica. Interesant, nicăieri. Și atunci am lucrat în compensații ore după masă, în afară de orele de dimineață, ca să recuperez orele acelea. Era pe vremea când era o sâmbătă liberă, sâmbătă are paus lunar, și în acea sâmbătă era toată lumea liberă în țară, o dată pe lună, în timpul lui Ceaușescu. Dar restul trei sâmbete trebuiau recuperate Orele respective le făceam după amiază. Am lucrat în spital. Nu am avut gărzi în spital, dar eram solicitat de acasă. Eu, din general, stăteam acasă, nu prea plec, plecam din localitate. Toți știau unde stăteam, nu stăteam, locuiam departe de spital. Într-un suflet, n-aveam mașină, fie aveam, dar nu mergeam cu mașina, că arăga mai repede eu și în 5 minute eram la spital. Mă chemau medicii de gardă, care au de alte specialități, spital fiind mic. Erau de alte specialități. Erau odată ginecologul, odată pediatru, odată internist, odată uh, uh, infecționistul. Și dacă mă chemau, mergeam să răspund chemării. Și am avut cazuri uneori grave care au fost salvate stând alături de el și tratându-l corect în ziua de sabat. Mergeam când aveam cazuri grave și după amiaza ca să vă revăd anumite cazuri. Nu puteam, m-a apăsat tare uh, un caz grav și nu puteam să las. Nu conta vârsta, Conta suferința lui și eu eram alături de el ca să pot să-l salvez, ca să știu, îi dau tratamentul corect, îl trimit mai departe, ce fac cu el. Pentru că aveam și cazuri grave și nu trimiteam chiar și orice caz, gata, îl trimit la un spital într-un eșalon superior. Și acum la Eden fac același lucru, lucrez în sabat la cererea pacientului sau al asistentului când sunt prezent acolo. Iar în alte zile, când sunt poate plecat, dau uh, un indicație telefonic cum ar trebui corectat, corect procedat în situații de felul acesta. Nu mă dau în lături și nu știu, acum conștiința nu mă musc în legătură cu ceea ce am făcut, dar uh, în continuare studiez ca să cauți să procedez corect în astfel de situații. Cam uh, asta este ceea ce am vrut să vă prezint. Și poate am ridicat niște puncte de întrebare pentru niște gânduri, poate care, dacă îmi dați vreodată un feedback la această prezentare, aș fi bucuros să citesc ca să vă pot informa despre felul cum priviți uh, ceea, ideile pe care vi le-am prezentat uh, în această seară și cum ar putea să îmbunătățesc și eu, dacă aveți argumente, să-mi le prezentați, să îmbunătățesc și eu modul cum procedez în a respectat sabatul și în același timp a îngrijit de bolnavi în ziua de sabat, conform învățătorilor Cuvântului Dumnezeu. Vă doresc numai bine. Înainte de încheiere, vom avea din nou o cântare și apoi vom încheia cu o rugăciune. să trec prin valea grea și dar ar fi noapte în jurul meu Mă mângâie prezența sa Doar în Hristos mă mereu Doar în Hristos It's my joy Îl hotărăște Dumnezeu Din mâna Lui nu va putea nimic. te ceresc, venim înaintea ta, pe genunchi, mulțumitor pentru toate binecuvântările tale și pentru lumina cuvântului tău care ne-ai dat în orice privință. Îți mulțumim, Doamne, pentru învățătura cuvântului tău legat de modul cum trebuie să procedăm, legătură cu pacienții noștri, cu bolnavii pe care îi întâlnim și pe care avem îngrijire și cum să procedăm și cu respectarea poruncilor tale, concomitent, atunci când îngrijim de bolnavi. Te rugăm, ajută-ne să înțelegem voia ta, să trăim în armonie cu voința ta și în același timp să găsim și noi odihna adică necesară pentru ca să ne recuperăm și noi forțele, să putem lucra așa cum tu ne dorești să lucrăm spre binele celor pe care îi tratăm. Noi suntem profesioniști în domeniul sănătății și am lucrat de multă vreme în această privință și poate uneori n-am împlinit voința ta. Te rugăm, ajută-ne să o înțelegem în mod corect, să putem să aplicăm cuvântul tău în orice moment, să te poți bucura de rezultatele muncii noastre și tot ceea ce facem și de modul cum gândim în armonie cu modul cum tu ai gândit atunci când ai fost pe pământ și ne-ai dat exemplu cum ai trăit și în același timp respectăm cu credincioșie și sabatul așa după cum ai lăsat pentru toate ființele omenești din toate timpurile. Îndăjduim timp că ne vei da toate cele necesare sufletul nostru pentru a putea să alegem întotdeauna drumul cel bun, Calea cea potrivită ca să trăim în armonie cu cuvântul tău, în același timp și semenii noștri să fie ajutați, ne dovedim dragostea față de tine și față de semenii noștri, așa după cum tu ai lăsat ca porunci în Sfânta Scriptură, în cuvântul tău și ca porunci care vor domina Universul în veșnicie. Ne încredințăm oclotirii tale și ne dășdim că vei fi cu noi și mai departe și ne vei bucura de prezența ta în orice moment al vieții noastre, atunci când suntem în dilemă, ca să dăm un răspuns potrivit situației respective, așa după cum dorești tu. Slăvit să fie în numele tău Tată, al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.